Sunt Rudy de la Bego. Astăzi o să alegem prima noastră lansetă de feeder. Haideți să vedem. Trebuie să ne alegem lanseta în funcție de unde dorim să mergem la pescuit, cât de departe trebuie să lansăm. De obicei cu feederurile sunt pescuituri cu lansări scurte, 30, 40, 50 de metri, 60, ceva de genul. Pentru aceste lansări putem folosi o lansetă până în 3,60 m și dacă suntem chiar la început, eu aș recomanda să vă cumpărați o lansetă cu gramaj de aruncare mai mare un pic. Avem lansete pentru de feeder pentru lacuri și avem lansete de feeder pentru râuri. Să rămânem deocamdată pentru lansetele pentru râuri și eu v-aș recomanda, cum v-am zis, cu gramaj de lansare mai mare. Sunt lansete până în 150 de grame, de la 100 până în 150 de grame lansare. Sunt până în 80 de grame, 120 de grame, 60 de grame, ăia deja sunt destul de sensibile. Vă recomand să le cumpărați cele de 60 de grame, 60-80 de grame, după ce aveți un pic de antrenament și v-ați obișnuit cu lansările. Cum v-am zis, avem lansete de 3,60 m cu greutate de lansare până în 150 de grame. Cu asta este mult mai ușor să începeți acest stil de pescuit. Are inele mari și nu vi se încârcește la lansare. Aceste lansete au câte 3 vârfuri, din care una este light, una medium și una heavy. Tot așa, în funcție de furnizori, aceste vârfuri pot fi din carbon sau pot fi din fibră de sticlă. Cu cât e mai scumpă lanseta, cu atât și calitatea lansetelor crește. Până când ne obișnuim cu acest stil de pescuit, eu vă recomand să cumpărați o gamă medie. Nici cea mai ieftină, dar nici cea mai scumpă. Avem lansete de 3,90, de 4,20 și 4,30 și chiar și de 4,50 m. Aceste lansete sunt deja pentru lansări lungi, unde avem de lansat peste 100 de metri, 130, 140 de metri. Dar pentru aceste lansări cu lansetele feeder trebuie să aveți foarte mare antrenament să le puteți lansa la punct fix. Cu aceste lansete trebuie să pescuim de obicei la punct fix. Lansetele mai light, care sunt tot de 3,60 m vorbim, care sunt până în 60-80 de grame, acolo trebuie să aveți un pic de experiență, pentru că are vârfurile mai moi și are inele mult mai mici, în care vi se poate încârci firul la lansare. De aceea este recomandat ca prima voastră lansetă să fie una cu greutate mai mare de lansare. Această lansetă puteți să o găsiți și la noi în magazin sau pe website-ul nostru, pe b-ego.ro. Și multe altele. Profader de 360 de la Carp Expert o găsiți și la noi pe website, pe b-ego.ro sau direct la noi în magazin. Mai avem și lansete light până în 80 de grame. Haideți să vă arăt și elea. Avem astea de la Enzon, Daiwa Enzon, 360 până în 80 și până în 100 de grame. Avem Max 2 și ăsta e de la Carp Expert. Are mâneri cu Eva și cu plută. Și astea, tot așa, astea cu greutate de lansare până în 150 de grame. Cum v-am zis, avem și River feeder-ul de 360-390. Astea cu putere de lansare până în 250 de grame. Avem un pescar care lansează cu Espombu și m-a întrebat dacă e sănătos să lanseze cu Espombu. N-am știut. Întreabă de lansetă că e sănătos pentru lansetă sau pentru el. Ok, și în următoarea prezentare o să căutăm o mulinetă pentru această lansetă, pentru Profeeder 360 de la Carp Expert.